la ANART ne ocupăm cu ceea ce îmi place să numesc repatrierea valorilor temporar înstrăinate. Dorin Crețu este unul din aceștia. El și-a conturat un profil de creator în Franța, unde stă de peste 20 de ani. Rezultatul este că în Franța el este cunoscut și face parte atât din colecțiile publice cât și din colecțiile private și în România, țara de unde a plecat și unde s-a format inițial, este întrucâtva misterios. Lumea mea de acum este lumea vegetală și încerc ca din această lume, din aceste elemente florale sau vegetale, să extrag o formă plastică și să încerc să o pun pe pânze. Eu nu mi-am fixat nici serialitate și nici a picta în ciclu. Această dorință de a sugera formele vegetale a venit într-un fel natural, iar tehnica asta am descoperit-o întâmplător. Sau, mai bine spus, ea face parte dintr-un fel de întâlniri fericite din experiența pe care o fac ca decorator și din curiozitatea pe care o am în experiențele mele plastice. Transparențele astea le fac ca să sugerez o formă plastică. Nu știu dacă este foarte greu să mă opresc. Câteodată, uitându-mă chiar acum într-o expoziție, simt nevoia să continui formele, pentru că tisajul acesta, țeserea aceasta de straturi diluate de culoare care dau naștere la formă, ea este într-o continuă mișcare. Dacă aș mai pune niște straturi, forma ar fi diferită. Deci, iată de ce, câteodată mă întreb dacă nu aș fi putut să continui ceea ce altădată am socotit ca încheiat. Și aș putea să spun că nu lucrul realizat este cel care te pasionează și te bântuie, ci mai degrabă acest parcurs până la realizarea lui.